În ce fel de creion este important pentru desenul de linie și care te avantajează cel mai mult? Este fix acesta, creionul simplu care se ascută la vârf. Acum, de ce creionul simplu care se ascută la vârf și nu creionul mecanic? Fiindcă creionul mecanic îți creează o iluzie de siguranță. Iluzia asta de siguranță este foarte, foarte, foarte păcătoasă pentru ce vrem noi să facem cu arhitectura. Fiindcă adevărul ăsta este, la fiecare planșă nouă te așteaptă ceva nou care, da, mai mult sau mai puțin, nu este Da, nu este cunoscut, nu ai văzut până acum, da? Dar din nou, formulat pe 5 pași. Schiță timbru, umplem foaia la mâna liberă, reîntărim tău și echer, așurăm materialității și umbrele, da? Și reîntărim. Dacă ai formula pe 5 pași, instant o să-ți fie mai ușor să navighezi lucrurile acestea complicate, că desenele ce drept se navighează, da? Cel mai bine se navighează cu creionașul acesta. O să-ți fie foarte bun, fiindcă după cum observi, imediat, da. Are un vârf care se tocește. Automat tu când desenezi, îl învârți, da? Învârți creionul ca să fie uniform, da? Să tocească uniform. Când se tocește complet, da, la scuți, asta îți creează un fel de ritm care te ajută să desenezi foarte bine. Creionul mecanic este infinit și uniform, da? Da, poți să dai mină după mine și atât la fel, dar nu e bun pentru ceea ce ai tu nevoie. Și nu poți să dai accentele acelea cum trebuie din creionul mecanic. Tot creionul acesta este cel mai bun pentru accente. Bun, spor la desen.